pornit. Da. Deci 5%, ce spunești? 21%. 21% dintr-o cantitate de lapte este smântână. Iar 25% dintr-o cantitate de smântână este unt. Aflați din câte kilograme de lapte se poate obține 52,5 kg unt. Deci, notăm cu X cantitatea de lapte. Și cu Y cantitatea de smântână, parcă sunt ei, nu? Smântână, da. Da, smântână. Smântână. Și cu Z. Untul. Dar untul știm cât este deja. Știu că untul îi da 52,5 kg. 52,5 kg din smântână. Și din smântână cât înseamnă? Din Y. Din Y. Așa. Deci noi să zicem așa. Că procentajul al untului 21% din lapte. Deci 21% pe 100 din lapte, din X. Da. Așa. O să ți fie acum așa. Imediat. Bine, salut. Cred că se întâmplă ceva așa pe lucru. Unde? Nu. Nu? Lăsăm. Mă duc eu? Da, da. Tot omul băiatul acela probabil lucrează. Așa să îți dau cheia. Deci, asta de aici, știi? Deci, 21 pe 100 X egal cu... Aici. Da, iau pe oră aici, obligat. 21 pe 100 X din lapte egal cu Y. Cu smântână. Da? Deci 21 plus 100 X egal cu Y. Ia Y. Y-ul. Este egal cu 21 X. O secundă. Pe de altă parte, smântâna sau smântână, înseamnă cât la sută untul, cât din smântână, cât la sută. Te rog să te uiți tu, că am pierdut problema asta. A, e 27. Deci 25 din smântână. Da. Problema 27, dar zice că 25 da. Din smântână. Da? 25 din smântână. Adică 25 pe 100 ori Y egal cu 52,5. Insist încă o dată. Deci, 21% din lapte egal cu smântână. Și 25% din cine? Din Y. Din Y, adică din smântână, egal cu untul. Uh-huh. Limpede, da? Și acum ce facem? Y-ul ăsta de aici îl introducem așa. Da. Adică o să avem 25 pe 100. 25 pe 100. 21 pe 100 ori X este așa. Egal cu 52,5. 52,5. Adică 25 cu 100 se simplifică și o să avem 1 pe 4. Da. Și o să avem că 21 pe 400, nu, 21x pe 400. Așa. Este egal cu 525 pe 10. 52,5. Da, adică 525.
525 pe 10. Tu vrei să lucrezi totuși cu așa, 525 pe 10. Ei, s-ar mai putea face simplificări aici. Nu? 525 cu 10. 25. Da? Da. O, prin 5. Prin 5. Da, și prin 5. Avem... O dată. 0 ori de 5 ori. Aici 2. 105. Și echivalent cu scrierea 21x pe 400. 21x pe 400 este egal cu 105 pe 2. 105 pe 2. Amplificăm a doua fracție cu 200. Da. De ce? A, ca să... Avem aceeași bită ca să folosim. Sigur că da, cu 200. Și o să avem că 21x este egal cu 200 ori 21x egal cu? 200 ori 105. 200 ori 105. Care este egal cu 21.000. Și face cât? 21.000, deci x este egal cu 1000. Deci 200 ori 105. 105 face 21.000. 21.000, da? Da, deci x este egal cu 21.000. X este egal cu 1000. Și unde rezultă că x egal cu 21.000 împărțit la 21 și egal cu 1000 litri. Da? Deci trebuie să am 1000 de litri la început. Am să insist încă o dată. Da? Insist încă o dată să înțelegem bine problema. Spune așa. Dintr-o anumită cantitate de smântână, X, nu știu, așa, 21% înseamnă smântână. Din smântână aceea, 25% înseamnă unt. Dar untul ți-l dau. Untul este 52,5. Și noi am scris relațiile acestea. 21 pe 100 din X egal cu Y, 25% din smântână egal cu 52,5, Y-ul de sus, dar nici l-am introdus. Și vin 25 pe 100 ori 21 pe 100, ori X egal cu 52,5, și de acolo am lucrat și am ajuns la concluzia că trebuie să avem o cantitate de lapte de 1000 de litri ca să ajungem la 52,5 kg de unt. Deci 1000 de litri. Se degresează, se fac. Și noi bem și noi degresat acolo aproape apicioară, cum se zice, da? Dar asta e, asta e procesul de fabricație și așa se întâmplă. Mai facem pe 28 și pe 32 sau mai facem în continuare? Păi... 28 urmează și tema, da? Sunt 28 și zice la tema. Deci așa, 18% la 100 din elevii în școli sunt în clasa 8-a. Deci, 18% din X. Da, din X. Lucrăm cu X numărul, da, lucrează tot tipul și văd elevul, dar eu nu știu ce să fac aici. Așa. O să... Și dă seama că mă truiază pe mine, dar nu știu ce să... Doar ea ascultă și faptul că eu sunt deranjat acum. Ionuț, e cu ochii pe mine, ce faci tu acolo? Deci, 18% din elevi sunt clasa 8-a. Deci notăm cu X, hai să zicem așa, notăm cu X numărul de elevi, de elevilor școlii, da? X, X, numărul de elevi ai școlii. Ai școlii? Da. 18% din ei sunt de clasa 8-a. Aaa, din elevul unei școli? Sigur că da. Așa mi-a spus în problemă. Deocamdată, cât am citit-o. Deci 18% din elevii școlii sunt în clasa 8-a. Iar 90 din aceștia au promovat examenul de capacitate. Mai lasă. Așa. Știi că 243 au promovat examenul de capacitate, am luat numărul de elevi ai școlii. Deci, cât am zis că sunt în clasa 8-a? 18%. 18 pe 100 din X. Da.
egal cu elevii clase 8, da? Egal elevii clasei a 8. Deci 18% sunt elevii clasei a 8. 90% din ei, din ăștia, hai să notăm cu Y, elevii clasei, 90% din ei au luat capacitatea. Deci 90 pe 100 din Y egal cu, știu câți elevi sunt. 243. 243, da? 243. Da, așa este 243. Și acum este aceeași pantă. Y-ul ăsta venim și îl înlocuim aici. Da, și să avem 90 pe 100, adică 9 pe 10. 9 pe 10, ori. 9 pe 10, ori 18 pe 100, ori X. Da. La este egal cu 243. Și? Și o să avem că... Mai simplificăm aici printr-un 2. Printr-un 2, 10 cu 18, o să avem 9 pe 5. 9 și 2. Și o să avem că 81 pe 500. 81 pe X. 81X. 81X pe 500. Pe 500, da. 5 aici este, da, 500. Pe 500. Egal cu 243. Este egal cu 243 și pe 243 la primităm cu 500. Da, și vine 81 ori X. 500. Egal cu 500. Ori 243. Ori 243 și să avem că 81X este egal cu 500 ori 243, care e 5 ori 3, 121.500. 121.500 și supra 81. Da, și X este egal cu... X este egal cu 1500. Deci trebuie să împarte exact, obligatoriu să împarte exact, nu poți să fie 57 de elevi și virgulă 5. Deci nu se poate să se întâmple să fie un jumătate de elevi. Da, un număr decimal. Deci aici trebuie să fie egal cu câte 1500, spune, da? Da. 1500 de elevi. Tema problemă. Hai să vedem un pădat cum am gândit. Am notat cu X toți elevii școlii, 18% din ei sunt în clasa 8 și am zis egal cu Y, ca din aceștia, 90% promovează și știu cât te reprezintă cei 90%, 243. Și acum se pot înlocui și din nou relația acolo. Deci de aceea trebuie să știm operații cu fracții, să mulțim. Nu degeaba le-am făcut pe astea. Iată că de dată ajung la probleme practice, concrete, da? De rezolvare. Să vedem mai departe. 32. Hai să vedem la 32. Un obiect costă 25 de lei. Deci, un obiect costă 25. Un obiect. După scumpire, acesta costă 28 de lei. 28 lei. După scumpire. Ionuț? Ce faci? După scumpire costă 28 lei. Cu ce procent s-a majorat prețul? Cu ce procent s-a majorat prețul? Păi, facem 28 minus 25. Scădem, da? Ca să vezi că scumpirea, da? Da. Deci 28. Minus 25 egal cu 3 lei. S-a scumpit cu 3 lei. Da. Înseamnă că 3 împărțit la 100. Nu, știu scumpirea. Dar nu știu procentul aici. Cât înseamnă? Cât înseamnă? X, X în procent. X pe 100. Deci, X la 100, procentul de scumpire. Da, X la 100, procentul de scumpire. Adică X pe 100 din 25.
Nu, că 25 adică, era la început. Adică egal cu cât? 25 pe 100. Da? X pe 100 X din 25 era cu 3 lei. Da, adică 25 pe 100 era cu 3. Și aici o să avem că... Simplificăm 25 pe 100. Deci 1 pe 4, X pe 4. X pe 4 egal cu 3. Egal cu 3. Amplificăm 3-ul cu 4 și o să avem că X pe 4 este egal cu 12 pe 4. Și atunci X egal cu 2. X egal cu 12. Deci cu cât la sută s-a scumpit? Cu 12%. Deci cu procentul. X e procentul. Deci 12% X egal cu 12%. Repet, este procentul de scumpire. De la 25 la 28 am crescut cu 3 lei și acesta este un procent de scumpire cu 12%. Bun. Că dacă ar fi fost cu 10% din 25, 2,50. Dar așa e 3 lei. Și atunci e clar, e corect. Vreau să simțim problema și din punct de vedere practic. Ca să nu strecurăm greșeli, ci să ne fie limpede că suntem într-o... am gândit corect problema. Da? Deci, hai să spunem așa, să recapitulăm. Din ce am înțeles până acum, sunt trei probleme. Uneori ni se dă cantitatea să aflăm procentul din ea, să aflăm 3%, 4%, 10% din cantitatea aceea. Altădată ni se dă cât reprezintă din cantitate procentul respectiv. Deci nu știu cantitatea, dar știu valoarea procentului din cantitate și trebuie să aflu cantitatea. Și altă dată pot să fiu pus în situația ca aici, să aflu procentul, știu și cantitatea totală. Știu ce s-a întâmplat după o perioadă de... știu și valoarea procentului și nu știu procentul. Știu prețul inițial 25, știu că s-a făcut creșterea cu 3 lei, deci știu, practic știu ce. Știu cantitatea inițială, prețul inițial, știu valoarea procentului, 3 lei, dar nu știu procentul. Sunt trei situații. Deci, știu cantitatea inițială, știu valoarea procentului, dar nu știu procentul. Altă dată, știu cantitatea, știu procentul, dar nu știu valoarea procentului. Și altă situație, când știu procentul, știu valoarea procentului, dar nu știu cantitatea. Sunt trei probleme, trei situații care se ivesc. Și noi trebuie să știm foarte bine în fiecare din situații cum ieșim. Asta ar fi lecția pentru astăzi. Dar, dragilor, deci, concluzionând, spunem, nelimpede, din problemele toate care ne-am făcut, am fost pus în una din situațiile de mai înainte. În una din acestea. Fie să aflăm valoarea procentului într-o cantitate dată, fie să aflăm valoarea procentului dintr-o cantitate, fie să aflăm cantitatea cunoscând valoarea procentului și altă dată să aflăm procentul știind și cantitatea și valoarea procentului. Să aflăm procentul, valoarea procentului. Astea trei probleme. Odată știute, acum pot să lucrez la Miruna. Noi am lucrat așa de la o margine, să zicem, o parte din probleme. Eu ți-aș propune să rezolvi toate problemele pentru, de la capitolul ăsta. Abia atunci înțelegi bine la capitolul acesta cele trei probleme. Fiindcă am fost puși în fiecare din situațiile acestea, nu rămâne decât să facem alt antrenament. Și dacă o să înțelegi că rostul întâlnirii de acum înseamnă să prelungești tu activitatea acasă ca să poți să înțelegi și mai bine, fără să mai... să mai aibă mama nicio grijă. Tu te duci și faci toată povestea asta singură. O să vezi în ce stare de bine te simți sau cât de bine, ce confort se instalează sufletul tău. Așadar, ne oprim aici pentru că asta am avut acest obiectiv în lecția asta. La revedere, dragilor!